a primit o veste bună, în sensul că judecătorii au fost de acord cu eliberarea sa condiționată. Probabil că DNA-ul va face recurs. E vorba de o condamnare de 2 ani și 4 luni de închisoare pe care a primit-o în 2016 Dumitru Nicolae, zis Niro. În privința lui Dorin Cocoș, statul execută astăzi proprietățile acestuia pentru a recupera prejudicii. O parte din proprietățile lui Cocoș au fost scoase la licitație de ANAF. Vizionarea proprietăților a fost prevăzută pentru zilele de 8-11 august, iar prima licitație pe 17 astăzi, adică următoarea pe 22, următoarea pe 24 august. Fostul soț al Elenei Udrea are de acoperit un prejudiciu de 9 milioane de euro, pentru care fiscul a întocmit dosarul de executare silită și a publicat 14 anunțuri de licitație pentru tot atâtea spații. Sunt scoase astfel la licitație spații în care sunt în prezent supermarketuri sau sedii de bănci, saloane de pariuri sau jocuri de noroc. Prețul de vânzare la licitații pleacă de la câteva sute de mii de lei și poate depăși 1 milion de lei. Cele mai multe sunt deja închiriate sau sunt grevate de ipoteci, iar contractele rămân valabile până la final. Toți cei interesați să devină proprietari pe spațiile comerciale ale lui Dorin Cocoș trebuie să achite un avans de 10%, iar în ipoteza în care această încercare eșuează, fiscul trebuie să organizeze o nouă rundă în care valoarea spațiilor se poate reduce cu până la 25%. În plus, acțiunile deținute de Cocoș la trei firme sunt evaluate de fisc și vor fi vândute de asemenea la licitație. Mihnea Predețeanu mustăcește, nu știu de ce mustăcește, ne va spune dumnealui, vă mai dau însă câteva informații concrete, adică spațiu comercial de 62,39 metri pătrați, depozit de 47 de metri pătrați, cu alte spații de 4 metri pătrați și un teren de 12 metri pătrați, 707,5 lei, 707.000 firește, nu 707 lei, spațiu comercial compus din magazin 59 de metri pătrați, depozit 54 metri pătrați, spălător de 3 metri pătrați și o toaletă de 1 metru și jumătate, plus teren 500 de mii de lei. Trebuie să spunem însă, Mihnea Predețeanu, că sunt spații în zone centrale ale Bucureștiului, adică chiar dacă par mici, 60 de metri pătrați, ele sunt pe Ștefan cel Mare, pe Boianu Căl, sunt... Cam câte mai sunt? Păi 14 au scos acum. Bun, să zicem că o medie ar fi undeva la 700.000 de lei pentru 14 spații, avem undeva la 9.800.000 de lei și dacă împărțim 9.800.000 de lei la 4,55, să zicem, scoatem vreo 2 milioane de euro. Și vorbeam de un prejudiciu din nou. Vorbeam de un prejudiciu de vreo 4-5 ori mai mare. Deci, despre ce discutăm? Vorbim despre faptul că, evident, fiind o licitație, lucrurile s-ar putea să capete, să zicem, o anvergură puțin mai mare, adică în loc de 700 de lei ajungem la 800 de lei. Totuși, nu cred că acesta este cel mai rapid mod. Acțiunile lui Cocoș la hotelurile celebre și așa mai departe, prin vom care vedea se poate recupera acel prejudiciu. Exact, deci vorbim despre mult mai valoroase lucruri pe care domnul Cocoș le-ar avea în cazul în care vrem să recuperăm.